Trupa am și jukebox... eu alți oameni talentați, dar nu pot să-i aduc la demisiune. Nu la ora asta. La ora asta. Da, trupa Jukebox Oameni Buni este acum aici cu o nouă piesă. Vedem despre ce este vorba, dar eu zic că să-i poftim alături de noi, pentru că avem printre noi și un medic, dacă țineți minte. Este chiar Alex Vasilache, membru în trupa Jukebox. Doctore, ce faci? Bine m-am găsit. Cum zice și piesa? Doctore, mă doare. Să trăiți, să trăiți, băieți, bine ați venit. Bine ați venit. Bine ați venit. Uite, n-am venit cu mâna goală, am venit și cu dementul. Am crezut că e Bela. Domnul dement. Ok. Da, ce te-ai schimbat. Da, Bela, ce te-ai schimbat, extraordinar. De când cu restaurantul. Ce s-a întâmplat, Bela, cu viața ta? Păi... Pentru că Jukebox și Bela în Santiago de obicei veneau în gașca aici împreună, nu? Da, așa este. Bela, ce te-ai schimbat? Oricum, tu ești mai Bela. Ok, mersi mult de tot. Numai secunde să vorbim cu domnul doctor. Poftim, poftim. Voi sunteți toți pacienți, așa simt. Da. Ok, pacienți. El tocmai a scăpat acum de tușit și de nas înfundat și de toate mai astea. Mai miros? Are, okay, are. Perfect, nu, de bine să te salvați. Am verificat. Da, stai să le spunem oamenilor că tu, deci tu putem să spunem că e medic, ești medic rezident acum, nu? Adică eu am fost medic tot timpul. Problema era că eu am terminat acum mulți ani facultatea și după aia m-a luat valul cu cântatul, știi? Da, și atunci ai zis da. Să... Și după aia a venit COVID-ul și am devenit martorul lui COVID. Aveți 5 minute să vorbim despre COVID. Da, și anul trecut, având timp la dispoziție, am dat rezidențiatul. L-am luat. Și la secția de boli infecțioase. Și sunt la, da, sunt medic de boli infecțioase. Sunt rezident de boli infecțioase la Matei Balș. Acum tare. În stagiu de medicină internă. Bă, mi se pare foarte tare, okay. Serios. Este foarte tare, într-adevăr. Pentru că mi se pare că te-ai dus cu totul și cu totul în alt domeniu. E cumva cu totul și cu totul alt domeniu, dar au legătură. În primul rând, ca să poți să faci medicină și să-ți placă treaba asta, în primul rând trebuie să-ți placă oamenii. La fel și cu muzica, știi? Și, practic, medicul nu doar tratează bolile organelor interne. Da, și, dar mai fericiți. Da, contează foarte mult și legătura pe care o stabilești cu pacientul, știi? Adică să vadă că-ți pasă de el, că... Bravo, doctore! Știi? Ai halat? Da. Ai tot ce trebuie? Am tot ce trebuie. Ai și parafă? Am și parafă. Am și stetoscop. Ce vorbești? Toate jucăriile, știi? Când plecați în turneu, ți-ai stetoscopul la tine? Băi, nu... Pentru că e bine să nu le amesteci foarte tare. Adică eu le mai amestec, adică mă mai apucă un pic cântatul pe la spital, știi? Dar încerc să o fac așa mai soft, știi? Ok, dar știi ce vreau să te întreb? Nu îți vin colegii să spună, dă-și mie o scutire pentru fime la școală sau ceva? Pac, nu. Nu, dar în schimb am pățit să mă sună colegii ce fac că nu mai am miros. Ah, am înțeles. Da. Și? Și a fost bine. Adică, cum s-a spune, am ieșit cu toții din această... O parte i-am internat la noi. Dar acum toată lumea vorbește de valul 4. Acum asta ne sperie. Cu Delta. Păi nu ne sperie. Stăm cu minți. Stăm cu minți, da. Las că vedem. Vedem atunci. Premierul anunță că se mai ridică o parte din restricții. Unii spun că vine Delta mai repede peste noi. Iarăși pornesc evenimente. Iar nu mai sunt evenimente. Da, nu-mi spune. Practic, cum să zic, acum vorbind din punctul de vedere al artistului care merge și cântă la evenimente și la concerte în care sunt care oameni. Care adună oameni împreună, da. Așa, e ciudat. E ciudat pentru că este o... Noi oricum nu aveam o viață stabilă. Deci noi artiștii oricum zici că nu știi că ai evenimente întotdeauna când sunt, știi? Adică nu te duci, ai semnat contractul pe perioadă nedeterminată, știi? Și, dar acum, faptul că tu nu știi ce se mai întâmplă peste o lună de zile, dacă ai de lucru, n-ai de lucru, ce mai facem, cum... Dar tu îți dai seama, în calitatea ta de, profesie dublă, te duci pe scenă, vrei să fie oamenii aproape, calitatea ta de medic, stați totuși de la distanță... Da, nu vă apropiați! Nu, la următoarea piesă, nu vă luați în brațe! Respirați-vă un pic, respirați-vă! Bun, da. Acum să vedem, mi-ai zis că îl avem aici pe prietenul nostru... Prietenul nostru Andrei îl cheamă, salut, de fapt. Salut, Andrei. Ce probleme ai, Andrei? Mă doare puțin spate. Ok, perfect, Andrei. Și îl doare inima. Am foarte mare noroc de domnul doctor aici, care ne-a dat tot timpul sfaturi. Ok, deci practic e o colaborare. Da, este o colaborare. Noi am făcut piesa asta împreună cu băieții de la trupa Zero. Zero? Da. Băi, nu pot să cred. Băieții aia talentați? Cu Vlad, da. A, cu doi dintre ei, cu Papu și cu Vlad. Da. Vlad Manolache și... Ionuț Bacula. De unde știi pe băieții de la Zero? Da. Exact. Băieți talentați.
Da, și la un moment dat au zis, uite, ar da foarte bine o parte de rap aici, ar trebui un rapper. Și am găsit rapperul, da, și am întrebat pe la prietenii noștri metaliști, știi, ce, cine sunt prietenii noștri? Prietenii noștri care cântă rock. Da, da, și un prieten de-al nostru, basist, ne-a zis, ce, păi, avem... Dementul, tati. Da, stai așa, da, că ți-aduc eu. Este basistul din trupa mea rapcore. Da, dar de unde dementul? Că nu pare, adică, iartă-mă. Păi făceam foarte multă cateringă când eram mic, în cartier. Deci de mic ți-a rămas porecla asta. Ok, perfect. Doar porecla, doar porecla. Doar porecla. Pe, și ce piesă aveți? Cum se numește? Se numește Cardio Love. Doctor a zis, domnule, am parafa, am setoscop, Cardio Love. De, deși eu, cre- deci eu cred că trebuie Cardio Love? Da, au zis, au zis băieții la un moment dat că spunea că iubirea face cardio cu inima ta, știi? Și a zis, aia, zicem Cardio Love. Eu cardio cred că trebuie să-i zică doctore. Doctore, nu mă, pe exact, că, doctore. Cu începă Cardio Love, piesa aia voastră cu doctore. Alex, să nu uităm. Da, da, da. Deci doctore se numește piesa, mă rog, Cardio Love. Căutați în Jukebox, aveți și videoclip la ea? Avem și videoclip. Fac pariu că ești în halat în videoclip? Nu, el e în halat. La... Dar nu-i legat la spate, nu? Nu e dementul, nu, nu e? Cum zice, nu l-au prins, mă, ăsta. Nu l-au prins, da, da, era prea. Bun, oameni buni, Jukebox, căutați pe internet. Sunt niște oameni foarte talentați. Să știi că acum, trecând peste toată nebunia asta, chiar face o treabă foarte bună acolo și chiar un mare mulțumesc, așa sunt convins că vine de la toți oamenii pentru tine și pentru toți medicii care în perioada asta au lucrat, pentru că au făcut o treabă senzațională. Mi-am aminte că am făcut emisiunea în pandemie numai prin Skype-uri, prin Zoom-uri și vorbeam cu foarte mulți oameni care erau în spitale, cu medici și eroi, efectivi. A fost greu, adică eu, îți dai seama, eu începând în ianuarie, cumva am prins varianta soft, da. Știi, adică lucrurile deja erau lămurite cât de cât, dar din ce-mi povestesc colegii de la spital, adică anul trecut a fost într-adevăr perioada groaznic și era și din cauza faptului, odată nu știi cu ce te confrunți, da. Nu știi cât de gravă e toată treaba asta, cât de repede să ia, dacă tu mai poți să te mai duci acasă la familia ta fără să-i... Dacă întoarcem în timp și ne dăm seama cum era prima dată când toți dezinfectam alimentele alea și le lăsam, le stropeam, curățam totul, știi, adică toate etapele prin care am pentru trecut. Pentru că a durat destul de mult până exact. Când... Am înțeles un pic cum stau lucrurile. L-am învățat carcalacul cum funcționează cât de cât. Știi? Deci, oameni buni, Jukebox, piesă pentru toți cei care sunt cu probleme cu inima, Cardio Love. Să n-aibă probleme, să n-aibă cu inima. Probleme da, cu da, inima. Da. Băieți, cântăm, i-am ținut pe băieți prea mult în picioare, simt, adică se balansează de pe stângul pe dreptul. Ce okay, face să uităm de ce am venit, cântăm. Da. Jukebox ne cântă, niște băieți foarte talentați. Succes, băieți! Mulțumim. Vă mulțumim mult de tot că ați venit. Succes! Pam, pam! M-am lăsat de băut, dar nu mă pot lăsa de tine. Mă îmbesc mai rău decât 1000 de pahare pline. Am întrebat, am căutat peste tot. Unii mi-au zis că se rezolvă cu un sport, dar la iubire nu există antidot. Când nu ești lângă mine, sunt ca și mort. Mă doare rău inima, nu bate când stau departe de ea. Oare iubirea se poate trata? Doctore, fă-mi ceva să uite ea. De toate, dar nu pot să scap de tine. Și tot aștept să-mi treacă și nu știu cât mă mai ține. Și toți în jurul meu îmi spun, lasă-te, viața e bela și fără dragoste. Dar cine n-a trăit nu știe cum e să te visez în fiecare noapte. Să uite ea.
insomnii. Iei pastile cu pumnul și nu-ți mai revii. Ce e cu tine nici tu nu știi, că dragostea nu vezi pe ecografii. Și face cardul cu inima ta, se bate tare rău când se dor tăiata. Oare există cineva să repare sufletul care nu poate uita? TikTok cât s-o mai duci, vrei să te autodistrugi. Ea te pune pe butuci, nu mai sta, mai bine fugi. Ce problemă tare rău inima, nu bate când stau de parte de ea. Mai iubirea se poate trata, doctore, fă-mi ceva să uite ea. Doctore, fă-mi ceva să nu să uite ea. Mulțumim mult, Jukebox, foarte frumos, vă mai așteptăm pe la noi. Până atunci, doctore, venim te lăsăm. Și vorba aia, să n-ai nevoie de mine, să nu te vă la spital. Ok, perfect, să ne vedem doar la concerte. Vă mulțumim mult de tot, băieți, mult succes mai departe. Mult succes, dementule. Așa e porecla lui, nu l-am făcut eu, pur și simplu dement. Asta e porecla, nu? Perfect, numai bine. Al cuvântului. Perfect.